Timișoara, unde e un nivel moderat de poluare. Ascultați știrile Digi FM. Veste bună pentru bucureșteni. Înainte de Paște se pot redeschide restaurantele în interior, pentru că rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut sub 3 la 1000, mai exact 2,9. Teoretic ar trebui să se mai ridice și alte restricții, cel mai probabil începând de luni. Lucian Cambeșteanu e în direct cu noi și are detalii. Bun găsit, Lucian. Bine v-am regăsit. Comitetul Municipului București pentru situații de urgență ar urma să se întrunească după 48 de ore, adică cel mai probabil imediat după Paști, pentru a decide ce măsuri de relaxare pot fi luate. Asta pentru că autoritățile au hotărât să aștepte puțin după ce rata scade sub 3 la 1000, pentru a vedea dacă trendul se menține. Potrivit legislației, la scăderea incidenței COVID-19 sub 3 la 1000 de locuitori, restaurantele și cafenelele se pot deschide în interior la o capacitate de 30%, atenție, în intervalul 6-10 seara. Cinematografele și organizatorii de spectacole și concerte au de asemenea liber să facă evenimente, dar tot la 30% din capacitate. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, vă reamintesc, a decis deja luni că deplasarea persoanelor e permisă în București până la 10 seara și în weekend. Operatorii economici pot funcționa și vineri, sâmbătă și duminică până la ora 21, iar sălile de sport se pot redeschide. Asta pentru că încă de la începutul săptămânii scăzuse rata de incidență sub 3,5 la mie. Mulțumim, Lucian. Este a doua zi de vaccinare la centrul drive-thru din capitală, deschis în Piața Constituției. Până acum au fost vaccinați circa 200 de oameni. Dacă doresc, la acest centru se pot vaccina și cetățenii din diaspora sau străinii rezidenți. Larisa Rațiu cu detalii. În continuare este coadă, sunt în jur de 50 de mașini cu șoferi care așteaptă să le vină rândul pentru imunizare. Procedura este una foarte simplă și tocmai de aceea mulți au preferat să vină să se vaccineze aici. Totul se întâmplă în mașină. Oamenii așteaptă în autoturism, trec prin zona de triaj, după care ajung la punctul de vaccinare. După vaccinarea propriu-zisă, ei pot aștepta cele 15 minute în care se vor asigura că nu apar reacții adverse într-un spațiu amenajat imediat după punctul unde oamenii sunt vaccinați. Am vorbit între timp cu câțiva dintre cei care au venit să se vaccineze și spun că vor aștepta aici cât este nevoie, pentru că nu mai vor să aștepte foarte mult pentru programare. Mulți dintre ei au spus că s-au vaccinat ieri, iar astăzi au venit să-i aducă și pe cei apropiați. Centrul de vaccinare rămâne deschis până la ora 8 seara, de luni până duminică. Statele Unite își retrag 3 experturi din angajații serviciilor consulare din ambasada de la Moscova. Măsura a fost luată după ce Kremlinul a interzis misiunii diplomatice americane să angajeze cetățeni ruși. Președintele Vladimir Putin a semnat săptămâna trecută o lege care limitează numărul de angajați recrutați din rândul cetățenilor ruși pentru reprezentanțele naționale atașate în Rusia, dar și pentru alte agenții sau organizații străine. În plus, liderul de la Kremlin a solicitat guvernului rus să elaboreze o listă de state așa zis neprietene. Plecarea membrilor corpului consular este programată pentru 12 mai și ar putea atrage și suspendarea vizelor pentru călătorii non-diplomatice. Gazdele din Ardeal sunt în toiul pregătirilor pentru masa de Paște. Stațiunea Muntele Băișorii se numără printre alegerile turiștilor care urmează să ajungă astăzi acolo. Gradul de ocupare este de aproape 80%, transmite Măriuța Pop. De exemplu, la pensiunea unde ne aflăm și noi, sunt ocupate din 15 camere 10. Nu sunt pachete de Paște, însă pentru o cameră triplă trebuie să plătiți aproximativ 650 de lei. Duminică dimineața, în ziua de Paște, veți primi gratuit din partea gazdei pască și ouă roșii, însă pentru prânzul festiv va trebui să plătiți ceva mai mulți bani, 160 de lei mai exact. Acesta conține salată de vinete, drop de miel la aperitiv și legume, iar la felul principal friptură de miel cu piure de cartof și la ciorbă, ciorbă de miel sau ciorbă de pui. De asemenea, este și cina, 150 de lei de persoane, unde avem platou țărănesc și sarmale. Etapa a 6-a a play-out-ului Ligii, a doua la fotbal, are în program la această oră 5 partide. Cu detalii, Ovidiu Pețenghea. În grupa play-out-ului, Comuna Recea, formația aflată de pe locul 5 de baraj, primește vizita celor de la CSM Slatina, formație deja retrogradată. Tot la această oră, Metalo Globus, formație care a ratat calificarea în play-off în ultima etapă și care acum este pe locul 3. În play-out primește vizita ultimei clasate, Pandurii Târgu Jiu, echipă deja retrogradată în al treilea eșalon. În grupa B, Aerostar Bacău, în ultima clasată, formație de asemenea retrogradată matematic, primește vizita Unirii Slobozia, ocupanta penultimei poziții cu 20
25 de puncte, 6 în spatele ultimului loc, care asigură menținere. Concordia Chiajna, ocupant al locului 4 din play-out cu 31 de puncte, joacă în această etapă împotriva echipei ACS Viitorul Pontorii Târgu Jiu. Formația de pe locul 2, în timp ce de la aceeași oră CSM Reșița, ocupant al locului de baraj, primește vizita echipei Gloria Buzău, aflată pe locul 3 în grupa B a play-out-ului din Liga Secundă. Și centrul țării sunt în oraș și cadire strânse averse, în sudul și estul țării este din și maximele vor ajunge la 26 de grade și sunt urme de poluare. În continuare, București și localitățile limitrove, dar și la Târgu Mureș, Craiova și neapropiere de Iași. Este ora 11:36 de minute, sunteți cu Doru Frișan la Digi FM. Mulțumesc, Mihaela, faptul că vom putea lua masa în interiorul restaurantelor din capitală nu înseamnă și că este o idee bună sau că ar trebui să ne și grăbim să facem treaba asta. Nu de altă, dar am mai trecut prin acest episod și după aia iar s-au închis toate de aduce urmărinte. Dar ce vreau să zic este că depinde de noi ca relaxarea asta să nu mai fie urmată de nicio închidere. Thank you.